tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca lumea lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face rău.